Salut, prieteni! Iată, sunt invitat la un seminar de colegul meu de partid și ne ducem la Vadul Vodă să vedem ce ne spui Andrei Năstase. Și dacă o puteți să filmezi ceva de acolo, sper să filmezi, să vă povestești vouă ce se întâmplă în Republica Moldova. Cu demonstrația, cu formarea guvernului, și așa mai departe. Acum mă duc la trolebuz, mă întâlnesc cu un coleg, cu un prieten și ne ducem la sediul partidului și de acolo să ne sui în rutiere și ne ducem la Vadul Vodă pe două zile, sâmbătă și duminică. Înțeles, a fost lungă, nu prea de vreme a venit. De unde intrare? E prea de vreme și dacă o dus la nou. Hai să ne uităm, hai să ne uităm. Suntem vreți în pijă, să ne uităm. Da, și ce vrei să faci? A, tu gândești cum e aici sau ce? Ia că aici am venit la sediul partidului. Am venit cam prea de vreme, nu-i nimeni. Ia uite autobus. Sunt un autobus aici. Vezi? Ca autobusul ăsta. Cred. Ce zic? Mă gătă-l să ia să-mi tăi. Eu nu văd Manhattan. Manhattan, nu-i scris. Ce-i scris acolo? Manhattan? El o scrie în restaurantul Manhattan. Da. A, pe aici. Aici, da? Da. Dar tu unde ai fost atunci? În sediu, în sediu, unde ai fost? Acolo ne-am tras dușul, nu, acolo e sediul lor. Am înțeles. Trec la natura liceu și sportiv la botanică. Știți cum cârniți încolo pe Cristo Botev? Da, da. I-am văzut, domnule, chiar în față i-am cunoscut că ia duc de pe... Tu femeie, te se dă de ce trebuie femeie? Nu i-ai spus? I-ai spus că mă duc la Chisnau, la Mitei. De tu? Ai spus că și pe mâine? Da. A, dar știi unde e. Da, mă, și-i spun, și-i spun. I-ai spus că pe ce caz vă hrănează, îți dau mâncare, zici. Zic, nu mai dă pe-așa. Tu trebuie să iei mâncare cu tine. Da, dar după aceea să hrănească. Da, dar când ați hrănească? Când ajungi, ne așteaptă maza? Dar n-am interesat. Și nu era... Nu era... Dar acum nu ne trebuie tot și... Aveam loc ginerii mei. Am udina, este noi? Tot timpul îi spunem noastră, la după ce am folosit... Și aici stau fost în sat. Unica și îi spui tot gustul dintre ăsta. Mie îmi place că mi-am văzut deputați, că mi-eram cu frontul. Și deputați, Valentina, și am luat cu mine, kilometri între ele, nu-i fădui. Dar prietenul nostru, așa că trebuie să îmi vin numai decât. Și am înregistrez, da? Da, cum, dar pe eu îmi fac telefonul ăla. A, de oraș, spui. Dar la noi știți mai părere de în sat. Am auzit că vor să vândă aici. Cineva au cumpărat zavodul. Zavodul. Vin zavod? Vin zavod, da. Are proprietarul. Să pare, dar nu faci nică. Faci nică, da.
el este, dar nici nu produc acolo. N-am văzut niciodată. Nu produc ceva. Plată și-l da în arendă. A, de nu prea lucrează, el e la pensie, da? Da, el la pensie, dar el a avut infarct. Am auzit. S-a venit aici? S-a venit, dar tot de unde, tot unde, uite la fața lui, parcă așa e. Ei, cum nu, eu am greit cu dus într-un lebus. Parcă se alea strâmbă în față. Strâmbă, da. Dar s-o lecăie, da? Nu, de tot. Apoi vine și el la adunările. Dar și dimineața nu bea ceai? De ce? Nu merge sau nu? Mulți beau cafea. La 6. Uze. Dovedem? Câte am? Am 15-14. A, mai avem 5 minute. Avem o leacă. Dar țară, ai să scrii fi mie? Fai eu... Dar ce-i sună, e mușa, e țară. Nu vin țară. Ia și-o văzut asară, cum strigau așa la pedia. Stadion frumos, ăsta e covor, așa? Care e? Stadion. Jos? Da. Da, eu am fost și m-am uitat. E covor. Frumos, hai să spun. Vadul Vodă e frumos loc. Iar mă bani. Dar spune, comentariu spune. Ești bucuros că lor este? Ești mai ești? Păi că am emoții, nu mai știu. A, e bun. Să câte ori ce îmi sună și mă întreabă, dar nu știu cum mi-a sunat. Are greu stile, unde ești? Ei, ca fiecare oraș știe. Unicește? Da, lucrează, povară, bucătar. La o școală? Au, te frigărui aici pe la făcăveți pe mine, ca să știi că suntem în două, că n-ai fost... Singur în aleva, da? Singur, da, da. Așa că eu... Ești martor, da? Da, bună idee. Scap de povară, adem așa în deal. Îți spun că noi așa, dacă nu ne-a sunat, sun eu și îi spun, fac țar, nu vin. Dar n-ați mă creadă, dar eu, ia că ai dreptate. Ia că ești martor. Nu putem să ne punem pe unul să ne fotografieze alătura și să știi că ea că am fost cu un coleg. Unde este acum? Sunt Sotean. Ei, da, știi cum. Păi la tine nu-i. Nu, eu. Trebuie să ai grijă de așa ceva, așa? Așa frumușața asta, nu crește, să am pe sine. Conești. Uite ce frumușață. Trebuie să aibă grădinare. Da, da, tu stai, ce că. Uite ce frumușață. Ce-i vadul? Puțenti. Ia că pe tine te controlează, da. Eu nu mă pe tine. Da, da. Să arătăm la femei, da? Că noi suntem oameni. Serios. Am fost la o nuntă, la cumată, dar nu... Să numind-o pe dumneiei, da? Primar interimar. Noi spunem că... Da, 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 corect. Asta că mă depășesc cadrul legal. 15 ani, ca minimum. Pentru că eu mai mult ca atât aici, ca aici. Ei, nu. Dar ce nu-i vina lui? El trebuie să înțeleagă că merge la... Nu, eu vreau să spun formal, când te gândești, așa poți să o interpretezi. Numai când drept... Este o noțiune. Legea trebuie să fie interpretată nu numai conform literii, da? Dar și spirit. Spirit, da. Și sensul. Da. Pentru că el, știți că litera are diferite sensuri. Dar el trebuie să fie într-un sens corect. Spiritul ei trebuie să fie luat în considerație. Și aici asta e situația. Că la noi, și a doilea condiție este bună credință. Legea trebuie să fie interpretată cu bună credință. La noi, din păcate, în ultimul timp, cam prea mult există interpretare cu rea credință. De exemplu, știți că foarte multe probleme sunt presiunile, cu aresturile primarilor, chestii una alta. Da, aresturile. Arestul este una din cele mai drastice măsuri preventive, da? Da. În drept penal. Tu pe dânsă nu poți să o aplici că cineva... Un vecin, un răutăcios, cineva a scris pe tine ceva,
gata, vine și te arestează. Bine, da. Inclusiv, bine. Mai mult ca atât, da. Cum poți? Nu poți asta, să cum? Nu, tu trebuie să dovedești-te ceva. Trebuie să întreprinzi niște acțiuni de anchete. Tu trebuie să ai și alte probe. Dar așa, poftim. Tu cum poți fi primar de Orhei cu dosar penal? Poți? Judicat. Înseamnă că poți. De fapt, nu pot. Nu pot dansa oameni așa în dansul de aici. De noapte. Nu lăsați ca așa să piară. Munții ori cu creastănare. Nu lăsați ca așa să piară. Salut, prieteni! Iată, azi mă aflu la Vadul Vodă. După cum vedeți, aici am venit noi la un seminar, la un seminar politic și vreau să vă arăt hotelul unde locuim noi. Dacă uitați-vă, și hotel. Aici avem un televizor Volser, dar și interesant că televizorul ăsta e de la compania noastră, Eurotier. Ia că tare, uitați-vă. În toată Republica Moldova, numai Eurotier mă vinde așa televizoare. Când am avut eu magazin, eu tot am vândut așa televizoare. Și ca și mobil avem în cameră. Ia că așa cu cameră se mitică. Ia că acolo e dulapul. Aici e patul. Asta e ușa din coridor. Și iată patul. Patul pentru doi. Ia cât ori. Condiționierii este, după cum vedeți. Camera mitică, dar și acolo încă și balcon este. Ia că așa arată hotelul. Noi nu plătim nici un leu, pentru că partidul nostru, noi suntem trimiși la un partid politic, chiar partidul care acum a intrat la guvernare. Ne hrănesc vreo 4 ori pe zi și lecții, vreo 5 lecții pe zi facem. Azi este duminică, adică ne-am sculat, acum ne ducem la masă și din nou lecții. Iată, aici este coridorul, ușa de intrare asta, baia vreau să vă arăt. Iată, aici ușa la baie, foarte frumos. Iată, uitați și baie. Dacă așa arată baia, oglindă, toate condițiile, mi-ai scurs foarte frumos. Dacă așa, chiar am făcut acum o baie, dacă așa baia, dacă doar. Vedeți? Mi-ai scurt, e foarte frumos. Dacă de pus ștergarele, nici eu acasă n-am așa ceva. Mi-ai scurt, mie îmi place. Eu sunt cazat aici cu un prieten, dar el nu și-a pățit că s-a dus. N-a venit să du. El la altă parte. Noi suntem trei colegi, trei prieteni, numai că ei sunt în alt hotel, eu aici singur. Și acum, știu, în timp oricare, ne ducem la masă și să încep lecțiile mai departe.